Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft după ceva timp, pentru că am postat ultimul clip acum câteva săptămâni, de fapt, da. Am zis că revin pe canal de gaming și chiar am revenit, doar că în ultima perioadă am fost ocupați cu munca la la primul nostru server de Minecraft. Ei bine, avem aici, doamnelor și domnilor, AlvaCraft, un server gratis pentru cei care... și pentru... da, e gratis pentru că nu trebuie să aveți Minecraft neapărat ca să vă jucați. Puteți să jucați și pe un Minecraft non-premium, gen. IP-ul serverului, dați-mi voie să vă arăt prima dată chestia asta, este play.alvacraft.com. Dacă vreți să intrați pe server, aici trebuie să vă logați, eu nu o să mă loghez pentru că altfel mi-ați vedea parola. Deci aici trebuie să vă logați pentru a intra pe server de fiecare dată. De fapt trebuie să vă dați register prima dată și după aia vă logați. Iar acum să intrăm pe factions, pentru că ăsta este doar hub-ul. Ei bine, doamnelor, bă, de ce nu se văd capetele astea? Trebuie să vadă aici niște capete, erau capetele noastre. Dar ei bine, acesta este lobby-ul serverului. Puteți vedea aici că scrie frumos "Also remember to vote for awesome rewards". Îl puteți vedea și pe Elf acolo cu toporul în mână, pentru că lucra și el din greu la server. Aș vrea să vă zic că vă aștept pe toți pe server. Aveți linkul de la website în descriere, pentru că, e bine, serverul nu se deschide momentan decât alfa. Iar pentru cei care vreți să jucați alături de noi și să apăreți în videoclipurile următoare, whatever, avem pe site o secțiune de unde puteți cumpăra acces pe alfa. Un server este greu de întreținut, trebuie hostat, trebuie băgați bani în principiu. Și avem nevoie de voi avem nevoie de fapt de donațiile voastre pentru a putea întreține serverul, pentru că nu avem de unde să băgăm bani la infinit, doar din buzunarul meu. Adică eu chiar aș vrea ca acest server se poată întreține de unul singur pe viitor. De aceea aveți pe site, dacă vreți să intrați și voi pe alfa, o să fiu aici alături de Dia, alături de Elf și o să facem clipuri interesante, pentru că de-aia am și stat atât timp fără să postez, tocmai pentru că vreau să-mi lansez odată serverul meu, ca să ne jucăm aici pe YouTube și eu și Elf și toată lumea. Acum o să vă arăt rapid de tot, aveți un link în descriere de la website, cum v-am mai spus, și puteți să-l și căutați, alvacraft.com. Intrați pe website, vă va da această minunată pagină, puteți să luați de aici și IP-ul de fapt dacă vreți, și intrați pe store pentru a face rost de versiunea alfa și dați aici, bine, momentan aici sunt aceste rank-uri pe care le puteți cumpăra, dar momentan de fapt nu le puteți cumpăra pentru că n-am lansat încă serverul. Voi puteți să intrați la versiunea alfa, iar primii 100 care vor cumpăra o cheiță de aici, care vedeți este acces de 2, deci este 2 euro sau 4 euro. Și acum vreau să vă arăt că primiți și niște chestii extra acești primii 100 care intrați pe server. Ei bine, dacă luați alfa normal, veți primi permanent exclusiv legacy content, deci veți primi acest lucru permanent. Prin acest mod, practic ne arătăm aprecierea față de primii 100 playeri care vor fi pe server. Și primiți whitelist pe server, cum am și spus, și rank, deci practic o să aveți prefixul alfa înaintea numelui. Și primiți și un kit, pentru că este și cu kituri serverul de factions. Nu știu dacă am apucat să vă spun că e un server de factions până acum. Este și cu kituri acest server de factions. Și dacă cumpărați Alpha Plus veți primi kitul Alpha Plus, sau dacă cumpărați Alpha veți primi kitul Alpha. Și acum, ca o mică paranteză pentru cei care cumpărați Alpha, și după ce se deschide serverul veți avea practic acest rank, dar nu se va mai numi Alpha, se va numi Legend, pentru că am vrut să facem așa o chestie specială ca acești primii 100 de playeri pe tot parcursul serverului să rămână Legends, gen. Adică veți avea rankul de legendă atunci când se va deschide serverul după ce trece această perioadă de alfa. De aceea vreau să intrați cu toții acum în descriere și să luați accesul la acest alfa, ca să putem să ne jucăm împreună și să filmăm, să dăm drumul la treaba asta. Hai să vedem ce avem aici. Cum apăreți în minunatul acesta lobby, aveți tot felul de NPC-uri din astea. De exemplu, aveți bancherul, unde puteți să vă depozitați bani, aveți ender chest-ul, sunt mai multe chestii, o să vi le adică n-am cum să vi le prezint pe toate astea, vreau să zic. Aveți Action House-ul, care este unul dintre cele mai geniale lucruri de pe server, unde playerii pot vinde lucrurile lor proprii, ceea ce mi se pare super, super tare, dar puteți să folosiți și comanda AH dacă vreți să vindeți în Action House. De fapt, puteți să dați AH help
în momentul în care intrați pe server dacă vreți. În principiu puteți faceți asta la orice comandă ca să aflați celelalte comenzi. Și avem Blacksmith, Tinker, aș vrea să stau ce să vă arăt ce fac fiecare, dar aveți aici un bloc pe care dacă apăsați vă scrie Combine Enchants from Armor, Tools or Enchantment Books. Ok? Deci vă scrie ceea ce trebuie să faceți dacă apăsați pe cele lucruri. Iar aici avem magazinele de food, avem un store general de unde vă puteți cumpăra arme, lucruri pentru raiduri, vă puteți cumpăra ferme, să vă faceți ferme, tot ceea ce vreți voi. De aici la fel puteți cumpăra pentru poțiuni, puteți cumpăra cum se cheamă, ingrediente pentru poțiuni. Aici avem miscurile care tot așa sunt super super ieftine și puteți vă cumpărați miscuri. Iar cel mai interesant și mai mișto lucru de pe server este enchantmentul, pentru că nu vă puteți face enchant la un enchantment table construit de voi. Trebuie să veniți aici în centrul orașului și să vă faceți un enchantment clasic sau custom. E bine, dacă vreți să vă faceți unul clasic, trebuie să vă alegeți, nu știu, vreau să-mi pun pe chestplate și după aia să vă alegeți tipul de enchantment de care aveți nevoie. Puteți să vreți fire protection pentru PvP și vă costă 45.000 de in-game currency, money, whatever. Dar dacă mergeți la custom enchants, vă puteți cumpăra common sau ultra, de fapt sunt doar astea două, da. Common și ultra, care costă destul de mult, iar eu momentan n-am bani pentru astea. Elf, dacă se poate să-mi dai bani cât de repede posibil. Ok, dăm niște cure pentru creator. Și mi-a dat o carte legendary, pe care eu dacă apăs, boom, îmi pică decapitation 2. Îți scrie acolo sus ce face și mai jos scrie ce, pe ce o poți spune, pe X. Și de exemplu, sunt niște lucruri cu care voi puteți să ridicați success rate-ul sau destroy chance-ul. Cum procedați cu acest enchantment? Ei bine, îl puneți pe X pur și simplu și la mine a funcționat. Am decapitation 3. Foarte, foarte tare. A, mi-a dat direct cheile în mână. Super drăguț. Bun. Deci cam așa funcționează enchantment table-ul. Este foarte, foarte mișto și o să vă placă cu siguranță. Haideți să mergem acum pentru un moment. De fapt, nu știu exact comanda cum să ajung acolo, pentru că sunt un noob. Trebuie să intru prin portal și cu această ocazie vă și arăt cum ajungeți în Warzone, boșilor. Dacă mergeți aici, trebuie să așteptați câteva secunde pentru a vă teleporta și ajungem în lobby-ul acesta mic de la Warzone, unde scrie acolo frumos Alva Craft. Ei bine, aici aveți crate-urile. Crate-urile sunt foarte, foarte tari. Puteți să vă luați crate-uri prin votarea serverului. Dacă scrieți aici frumos slash vote, veți avea un link, intrați pe link și votați serverul și veți primi un vote crate. Apăsați pe acest lucru care elf nu merge. Așa, gata, merge. A fost un pic de lag probabil, dar stați liniștiți, voi nu o să aveți lag pentru că o să fie totul ok. Mani, am primit 3500 și puteți primi aceste key-uri pe, dacă votați, cum am și spus. Aveți rare crate. Aceste key-uri de unde fac rost de key? Știu, legendary-ul. Deci rare-ul pică sau poate fi cumpărat și de pe website. Dacă vreți, puteți să vă cumpărați aceste crate-uri. Iar legendary-ul nu pică nicăieri, puteți doar să-l cumpărați de pe site. Dar ca și idee să vedeți ce are legendary-ul în el și ce poate să vă pice, vă pică niște chestii marfă rău de tot. Ok, hai să lăsăm treaba asta deoparte și să mergem în Warzone, unde voi avea nevoie să-mi dai și un start envoy sau cum se cheamă chestia aia, elf, în, acum, dacă se poate, te rog, intră în consolă, pentru că banul fix acum începe. Sau nu știu dacă a setat Kiza. Nu începe, nu? Not enough players online to start. Trebuie să fim 3 și sunt doar eu. Ok. Ei bine, ce se întâmplă aici? Vor veni niște crate-uri pe Warzone. Acesta este Warzone-ul. Voi trebuie pur și simplu să săriți de aici. Nu vă interesează. Și avem niște crate-uri. Uite că le-a făcut cineva să meargă. Doamne ajută. Apeși pe crate, iar fiecare crate pe care îl vei găsi în Warzone atunci când este evenimentul, adică o dată la 15 minute, vei primi ceva. Eu am primit în momentul ăsta 5.000 de dolari, de exemplu. Mai dau o dată am primit 16 TNT. Mai dau o dată am primit încă 5.000 de dolari. Adică puteți face treaba asta și aici, pentru că este acest eveniment care vă ajută să câștigați bani și chiar iteme, dar nu îmi pică mie. Mie îmi pică Obsidian. Lui Elfie a picat o sabie super super șmecheră, Titan Sword sau ceva de genul, nu știu. Dar e foarte, foarte șmecheră. Bun, și aici încă 5.000 de dolari. Ei bine, dacă n-ați venit să vă bateți în Warzone, puteți pur și simplu să mergeți la aceste puncte cardinale, pentru că avem nord, sud, est și vest. Și de exemplu, nu știu dacă prin ăsta pot să ies. Hai să vedem, ar trebui să pot. Da, puteți ieși și dacă mergeți în față, mult, destul de mult în față, pentru că aici nu puteți distruge pentru că este fix lângă, puteți ajunge în Wilderness. Uitați, vedeți, Leaving Warzone, Entering Wilderness. Iar aici puteți deja să spargeți, puteți să vă construiți, puteți să vă faceți bază, puteți să vă faceți absolut tot ceea ce vreți voi.
Iar pentru cei care nu vor să se complice atâta să meargă în Warzone, puteți pur și simplu să dați slash wild, iar acesta vă va da random teleport care costă 100 de dolari sau random filters, care este foarte, foarte tare pentru cei care reușiți să strângeți deja niște bani pe server. Click to proceed teleport, uite, și puteți să vă alegeți biome-ul. Random, dar radius de 500, scrie și treaba aia. Ăsta este River is a place for fishing. All hail fishing mania. Deci aici biome river, biome jungle, biome taiga, biome mesa. Puteți să alegeți absolut tot ceea ce vreți voi pentru 200. Un lucru pe care vreau să vi-l arăt, dar n-am apucat, pentru că am și spus despre ele, pe server sunt foarte, foarte mișto kiturile. Ei bine, eu momentan am daily, weekly și alpha. Uite, de exemplu, dacă dau left click, pot să vă arăt ce este în acest kit. Aici, asta vă dă un kit de alpha. Acum, te rog, Elf, dă-mi alpha plus. Dacă intru aici, avem alpha plus. Putem să ne uităm că este mai șmecher, are protection 2, are tot felul de chestii. Și gândiți-vă că astea sunt super, super ieftine, pentru că cel mai ieftin rank de pe server va fi 5 euro. Deci, dacă vă luați alpha sau alpha plus, dați mult mai puțin bani și chiar primiți niște chestii mega, mega marfă și veți rămâne legendele serverului. Dă-mi următorul rank, te rog, el. Avem monarhul, pentru cei care sunteți interesați de primul rang de pe server, care kitul monarhului arată așa, exact ca la alpha plus, cred că cam aceasta e eficiența. Așa, dă-mi următorul. Avem kitul de duke. Duke, și desigur, veți avea și chestia asta, gen duke monarh, va scrie în fața numelui vostru, mă rog. Avem protection 2, unbreaking 2, pe sabie avem sharpness 3, fire aspect 1, de deja devine din un pic mai bun asta. Dă-mi următorul. Următorul este prinț. Ei bine, dacă ești un prinț, ai protection 3, sharpness 3, fire aspect 2 și tot așa, on and on. Nici măcar n-are sens de fapt să vă mai arăt. Puteți vedea chestiile astea și pe website când vreți să vă cumpărați. Ideea este că ne-am gândit la treaba asta cu alpha, pentru că trebuie să înțelegeți că un server trebuie întreținut și fără donații n-ai cum să întreții un server. Deci încercăm să vă facem să ne ajutați prin donațiile voastre, dar în același timp să vă și oferim ceva la schimb pentru a vă face gameplay-ul cât mai plăcut. De-aia am și creat toată treaba asta cu alpha. Ei bine, cam acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă aștept pe toți pe server. Eu am fost Alex și ne revedem data viitoare când vom și filma pe server alături de playeri. Pa, pa!